Botoșan. Bine ați venit la Școala de Bere! Numele meu este Cristian Chinabirta, cunoscut drept Chinezu, și sunt un mare, mare amator de bere. Vă voi oferi câteva lecții în care veți înțelege de ce berea, această licoare minunată, este numai bună pentru voi. Ca să înțelegeți cât de strânsă este legătura între om și bere din punct de vedere istoric, pot să vă spun de exemplu că englezii, în secolul al XVII-lea, dădeau elevilor la școală câte 2 sticle de bere. Acum ni se pare surprinzător să se întâmple așa ceva, dar atunci exista o motivație foarte serioasă. Berea fermentată era mult mai igienică și mult mai sănătoasă decât apa care se bea atunci. Tatăl lui William Shakespeare, da, al marelui dramaturg, era degustător profesionist de bere. Partea mai ciudățică așa din degustarea lui, el își dădea seama de zaharurile pe care le conținea o bere printr-un procedeu extrem de simplu. Avea niște pantaloni de piele. Da. Turna berea pe o băncuță de lemn, se așeza cu pantalonii și până termina el de băut restul berii, vedea dacă atunci când se ridică, se lipesc pantalonii de băncuță sau nu. Așa degusta tatăl lui William Shakespeare berea. Toate lecțiile din cadrul școlii de bere le găsiți pe pagina de Facebook Oșan, unde primiți și premii. Dacă răspundeți la niște întrebări nu foarte complicate, puteți câștiga unul din cele 10 premii puse la bătaie. Ocean.